Este obligatoriu ca urmașii noștri să cunoască și să perpetueze povestea și importanța fabuloasei familia Corvinilor, pentru că viitorul este pe măsura felului în care îți prețuiești trecutul. Acesta a fost principiul care a stat la baza tuturor investițiilor și a evenimentelor organizate de Primăria Hunedoara, cunoașterea istoriei locului. Cel mai recent eveniment organizat în premieră, conferința internațională din aceste zile de la Castelul Corvinilor, ce are în centru pe Iancu de Hunedoara și familia sa. Este o conferință, cel puțin pentru noi, extrem de importantă. Personal consider că este o conferință importantă pentru tot ceea ce înseamnă istoria medievală din România. Iată că l-avem aici pe președintele Academiei, avem o serie de profesori extrem de bine cotați din sud-estul Europei, din întreg sud-estul Europei, care sunt prezenți la Castelul Corvinilor în cadrul acestei conferințe internaționale The Times of the Hunyadis. Moment care fericit cumva coincide cu finalul lucrărilor de restaurare de pe actualul proiect. Iată că atât lucrările cât și partea științifică se pot îmbina într-un chip armonios la Castelul Corvinilor. Această manifestare sperăm să se bucure de popularitate atât în cadrul localnicilor, care așa cum se poate vedea au venit într-un număr considerabil în sala dietei, cât și printre vizitatorii Castelului Corvinilor. Prelegerea de deschidere a conferinței a ținut-o Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Academicianul a subliniat importanța luptei ultimului mare cruciat european în dezvoltarea Europei. Noi românii avem șansa să beneficiem de această minune de istorie și de arhitectură care este Castelul Corvinilor, Hunedoreștilor, Huniazilor, cum vreți să-i zicem, pentru că sunt mai multe limbi în care el a pătruns. E o clădire unică în sud-estul Europei, într-un gotic extraordinar și care amintește de o familie extraordinară cu un destin european, familia lui Iancu de Hunedoara, care prin Matia Corvin, fiul lui, a ajuns vestită ca familie regală și apoi prin Ioan Corvin de Hunedoara, nepotul lui Iancu, de asemenea, o familie care a trecut ca o cometă pe frontispiciu Europei, dar care a lăsat urme extraordinare și vrem să aducem în atenția opiniei publice personalitățile acestea, în primul rând pe Iancu de Hunedoara, care a fost numit ultimul mare cruciat european, care a apărat civilizația creștină în fața asalturilor unor forțe destructive și a reușit să păstreze, cum se spunea atunci, Republica Cristiană, adică Republica Creștină. Nu numai țările române, nu numai Ungaria, întreaga civilizație europeană, oprind puhoiul otoman în această zonă și permițând Occidentului să se dezvolte. Pentru specialiștii în istorie, participanți la conferința găzduită de Castelul Corvinilor, a fost primul prilej de întâlnire, dar și de prezentare a prelegerilor pe tema atât de generoasă a lui Iancu de Hunedoara și a familiei sale. Istoria lui Iancu de Hunedoara și a familiei sale este importantă pentru istoria națională românească, după cum este importantă pentru istoria și altor țări din arealul acesta central și este european. De numele lor este legată o jumătate de veac de apărarea Europei în fața invaziilor din răsărit, ale turcilor în principal. Iancu de Hunedoara și fiul său Matia Corvin au fost eroi de anvergură europeană și ne bucurăm că ei au pornit de aici, din Hunedoara, dintr-o zonă în care s-a plămădit poporul român. Colaborarea administrației locale cu mediul științific pentru organizarea de evenimente de ținută ridică gradul de cultură și implicarea comunității. Iată, astăzi suntem onorați că alături de noi la Hunedoara este președintele Academiei. Am avut o discuție înainte și tocmai aprecia modul în care există această legătură între facultate, administrația locală, administrația castelului. Până la urmă, zona are nevoie de evenimente culturale, științifice, sportive și iată că se întâmplă la Hunedoara. Cu siguranță ne dorim ca genul acesta de manifestări să continue. Cu siguranță această conferință nu se va sfârși în acest
în acest weekend la Castelul Corvinilor, pentru că toate comunicările de astăzi vor fi cuprinse într-un volum care va fi publicat cel mai probabil în cursul anului viitor și care cu siguranță va putea fi regăsit și în bibliotecile din județul Hunedoara. Conferința internațională The Time of the Hunyadis, organizată de Primăria Municipiului Hunedoara, Castelul Corvinilor și Fundația Coral, se încheie mâine, 16 septembrie.